Un copil poate să trăiască într-o familie cu părinți alcoolici și agresivi. Exact. Și atunci, de ce nu poate să trăiască într-o familie cu doi părinți de același sex? Ce acceptăm? Mai repede. Cred că acceptăm să nu vorbim despre lucruri. Foarte ușor. Orice tânăr gay exact. Știa că ceea ce face el nu este o crimă. E foarte important să crești știind că nu comiți o crimă. Noi ne închipuim că acum, dacă legalizăm căsătoriile, o să apară o grămadă de familii gay. Nu, ele există exact. Deja. N-avem... Și noi în România avem familii LGBT care cresc copii. Avem familii care cresc copii care sunt în afara legii. Crezi că moare Beaumont? Da. Din păcate, cred că moare. Cred că e timpul să moară. Uh-huh. Prefer o revistă care moare direct decât o revistă care se târie și moare abia așa. După aia. Da, și da. Se târie numere duble. Uh-huh. Bună, Robert! Bună, Lorena! Și bine ai venit! Bine v-am găsit! Da? De ce nu mănânci coaja de la pâine? Încep direct cu lucrurile da. Super importante. Foarte importante, să știi. Nu știu, cred că o preferință. Îmi place foarte mult miesul de pâine. Uh-huh. Unt, chiar. Uh-huh. Încerc să nu mănânc chiar de multă pâine. Am avut chiar o perioadă în care nu mâncam deloc. Dar am revenit și mănânc mies. Miezul de pâine. Da. Coaja e așa, dacă mai e loc, la final, poate... Opțional. Clar. Și ciorba strecurată? Și ciorba strecurată. Ciorba strecurată, știu de unde ai aceste informații. Da. Nu știu de ce era strecurată, de fapt. Era strecurată pentru că îmi place foarte mult supa și în continuare am această uh-huh. madlenă a mea, uh-huh. supa uh-huh. de găină cu căluște. Uh-huh. Este pentru mine, mi-evocă tot felul de amintiri din copilărie. Uh-huh. Și atunci am această nostalgie a supei clare, în germană, clare supe, uh-huh. înseamnă foarte multe lucruri și am rămas așa, clar, supa este una dintre preferatele mele, ciorba mai rar mai și rar. De-aia strecurată când eram copil, acum cred că nu mai mănânc deloc ciorba. Și apropo de supe clare așa. Cu germana, cum stai? Ai făcut germană la grădiniță? Zibine? Da. Am făcut germană la grădiniță. Culmea e o perioadă foarte vie în amintirea mea, dar de fapt a fost doar un an pe care l-am petrecut la bunicii mei de la Sighișoara și am fost la grădinița germană acolo. Da. După care bunica mea a avut ceva probleme de sănătate, era perioada comunismului, eu ar fi trebuit să merg la școală de la 5 ani, fiind născut în ianuarie, era o lege... Da, da. Și am plecat, m-am întors la Craiova. Și cu Michael Jackson? Cu Michael Jackson. Michael Jackson nu mai e prezent în viața mea de mult. Postere, toată camera. Dar a fost o nebunie. De fapt, relația mea cu muzica e foarte... Prietena mea cea mai bună îmi spune tot timpul că foarte puțină lume ascultă muzica așa cum o ascult eu. Pentru uh-huh. că nu știu ce vrea exact să spună sau... Dar cum o asculti? Adică nu știu cum o ascult. O ascult ca orice om. Ce drept fac niște fixații și ascult niște melodii la nesfârșit. Dar... Încerc să consum complet piesa respectivă și atunci văd și care sunt versurile, vreau să știu și de ce. A, deci tu o despici. Vreau să știu tot, de fapt. Toate, da. Pentru da. Că sunt tot felul de piese, am descoperit anul trecut, de exemplu, și am fost super mirat că o piesă care îmi plăcea foarte mult de la Bjork era un cântec despre alăptare, în esență. Uh-huh. Și atunci îți dai seama că a trebuit să mă duc să citesc versurile ca să văd exact unde e metafora, ce leagă, cum poți să cânți despre alăptare. Mm-hmm. Și mm-hmm. mi se pare fascinant, adică mi se pare incredibil că cineva poate să cânte și despre asta. Și despre... Să fie un mesaj subtil. Foarte subtil, mm-hmm. cred că este mai mult despre relația dintre copil mm-hmm. și mamă când mm-hmm. mama alăptează, mm-hmm. lucruri despre care n-a. Da. Nu sunt neapărat un cunoscător... Nu pretind că sunt un cunoscător, nu am scris foarte mult despre muzică, uh-huh. dar e o chestie personală, e o chestie care îmi întregește mie universul. Da, dar tu de mic ai fost cumva pasionat, să zic, și poate fascinat de zona asta artistică, pentru că muzică, film, ai mai multe, așa, ai o latură foarte... Și ajungem la cu totul cu ce ai făcut tu, pentru că
Am auzit că, în general, cred, la școală, părinții tăi au fost la o ședință cu părinții, cum se făcea la școală, și dirigintele a spus că în clasă există un elev foarte bun și foarte artist, așa, cu o latură și calm și disciplinat. Și era așa, un cumul cu de toate, și că o să mai auziți de numele ăsta. Da, asta. S-a întâmplat în liceu asta. În liceu era? Da. Și când părinții tăi au auzit, ei chiar spuneau, wow, are cine să-i seama părinții, ce da. Fericiți sunt părinții ai copilului. Și erau chiar ei. Da, când a zis Robert Rațiu, a zis, up, opa, știi? Da. Cum erai să la liceu? Eu cum asta erai acum? La școală? Adică, ce făceai? Acum, nu știu dacă e vorba de așteptările scăzute pe care le aveau ei față de ceea ce pot eu să fac. Da. Poate e vorba despre asta. Aș prefera să nu fie vorba despre asta. Uimirea lor. Aha. Eram, ce drept, în liceu, și e vorba de dirigintele meu, de profesorul nostru de română, care a spus chestia asta atunci. M-a șocat, a venit mama acasă, mi-a povestit. A, deci știai, ți-a spus. Super mândră de chestia asta și cumva m-am bucurat că am primit, niciodată n-am strălucit la școală, n-am fost elevul ăla care e scos în față pentru cât de bun e, pentru notele lui mari. Am picat la examenul de admitere în liceu. Adică am fost a handful. A handful. Și cumva țin minte că prin clasa a 10-a, împreună cu mai mulți liceeni de la alte licee din Craiova, am făcut această revistă literar, care se numea Litera, pe care o am încă în întregime acasă, toate numerele. Da. Ce tare! Având în vedere că o trăgeam la Xerox și o capsam, îți dai seama că da, e bine, că așa era. Ceva... Da. Pe atunci scriam toți poezii. Era... Foarte era mișto. O modă, probabil, la momentul respectiv, 97-98, undeva în zona aia. Și atunci a fost o altă surpriză, pentru că părinții mei nu știau de această revistă. Adică a fost un proiect separat, le-am arătat revista când a apărut. Nu-mi citiseră poeziile, le-au citit în revistă. Și au fost din nou foarte, foarte mândri și foarte uimiți de... Nu știu, poate părinții noștri n-au fost obișnuiți să caute aceste caracteristici la copiilor. Creativitatea, nu. Alte lucruri contau la momentul respectiv, alte lucruri te valorizau. Da, trebuia să te faci medic sau avocat, să ai note bune la școală, să nu chiulești, sunt foarte multe lucruri pe care eu nu le făceam. Ai grijă să nu vadă vecinii cum te exact. Porți, că e rușine. Cum și... te duci îmbrăcat, adică toate așa în... căsuțele pe care eu mă încăpățânam să nu le bifez și să nu mă îmbrac cum se îmbrăca toată lumea sau să... îmi urmez instinctele astea artistice. Gândește-te că chiar dacă eu într-a 11-a făceam revista asta, n-am dat la jurnalism. Acolo nu m-am gândit să dau la jurnalism. Da, da. Era în momentul respectiv și o concurență foarte mare. Eu îmi doream foarte mult să plec de acasă. Mi se părea, serios? Îmi doream enorm să plec. Nu îmi doream să plec de acasă de la IMEI, îmi doream să plec din Craiova. Ah, de acasă din oraș. De acasă din oraș, pentru că eram foarte... nerăbdător să înceapă viața cumva, să ajung la București, și atunci am dat la psihologie, am făcut psihopedagogie specială, m-am specializat pe munca cu copii și adulți cu probleme. Autiști? Autism, în principiu, m-am specializat la locul de muncă în munca cu copii cu autism. Este o perioadă lungă din viața mea, cred că am muncit vreo 4 ani în domeniu. Asta a fost primul job? Asta a fost primul meu job. Eram încă în facultate, îmi plictiseam foarte tare pentru că nu se întâmplau suficiente lucruri. Și ajunsesem să am acest program foarte boem în care mă trezeam la 12 și cumva simțeam, deși îmi făcea plăcere într-o oarecare măsură, simțeam că... Lipsește ceva. Nu mă gândisem să mă... Nu aveam nevoie de bani neapărat ca să fac ceva și vroiam să mi ocup timpul și eventual să câștig și niște bani, că nu strica. Stricau. Da, nu corect, nu stricau. Și m-am angajat la Direcția pentru Protecția Copilului, sectorul 1 București. Mamă, dar te-ai dus! M-am dus direct, aveam niște colegi de facultate care lucrau acolo și într-un final am rămas și am lucrat 4 ani în sistem. Ani. Wow. M-am transferat ulterior de la o muncă de birou la munca cu copii după ce mi-am terminat studiile și am lucrat o perioadă bună de timp cu copii cu autism. Și cum ai ajuns la... Cum am ajuns? Am ieșit în oraș. Cum ai ajuns la... Așa, la o revistă Glossy, da? Într-o seară am ieșit în oraș, ieșeam mult pe vremea aia,
Păi de. Mult mai mult ca acum, pe ce treabă aveam. Exact. Era acest club în București, din Victorie, care se numea Web, care nu mai există acum. Uh-huh. Era un club foarte drăguț. Și acolo m-am întâlnit cu o fostă colegă de facultate, un an mai mare decât mine, care lucra la revista Tabu, era secretar general de redacție. Și mi-a propus să îi scriu niște articole de psiho. Pentru uh-huh. ultima, era o secțiune practic, se numea secțiunea practic din revistă. Tot felul de povestioare, diferite lucruri mai introspective despre viață în general. Făcut-o cu foarte multă dedicare, așa. Era și perioada când începeau multe așa să se audă despre începeau. Se citeau cumva. Se citeau lucrurile după ce am colaborat vreme de 3 luni. Cristina Bazavan, care era redactor șef adjunct pe vremea aceea la Tabu, m-a chemat să fiu web editor la site-ul Tabu, care pe vremea aia se construia un site, e remarcabil. O să revin la povestea asta. Foarte multe lucruri s-au întâmplat la revista asta. Cumva un pionierat în materie de glosiuri. Da, și era și prima revistă, sau nu neapărat prima, era și cea mai mare și probabil cea mai de succes revistă la perioada aia de glosii, că Tabu e... Era o revistă care avea audiență destul de mare la momentul respectiv și cumva se poziționa în zona asta de curaj. Da. De fapt, o zonă care acum e foarte, foarte fervescentă. Femei curajoase, povești de succes, acest film de empowerment, un cuvânt pe care nu-l foloseam pe vremea aia, dar totul părea foarte natural și foarte... Subiectele, cred Subiectele, tot făceam shooting-uri în penitenciare, făceam shooting-uri în biserici, adică doboram tot felul de... Chiar simțeam că numele revistei Tabu este fix ceea ce, fix ceea ce trebuia. Făceam transformările alea, luam tot felul de personaje și le transformam în altceva. Era foarte, foarte frumos ce se întâmpla acolo și foarte interesant. Și am ajuns într-un final să fiu redactor după vreo un an în care m-am ocupat de site în principiu și scriam pentru revistă ocazional. Am ajuns să mă ocup full-time de revistă și să fiu redactor la Tabu. Cred că e perioada în care am învățat cele mai multe lucruri. Sunt convinsă. Pentru că era și un domeniu complet nou, despre care nu știam nimic, dar și un domeniu care mă atrăgea foarte tare în același timp. Te-a ținut. Pentru că îmi plăceau revistele. Recunosc că chiar înainte să lucrez acolo, îmi petreceam timp citind chiar și revista Tabu. Țin minte că o vară înainte de a mă angaja, îmi cumpărasem numărul cu Diana Dondoi, era primul shooting al Dianei Dondoi în România, după succesul ei de la New York, îmi amintesc foarte bine aceste lucruri. Și eram foarte mândru că am ajuns acolo și îmi plăcea foarte mult echipa, îmi plăcea foarte mult de Cristina, care m-a învățat foarte, foarte multe lucruri. Tot ce am învățat de la ea și sunt lucruri pe care le-am aplicat ulterior în joburile mele viitoare. Și de la Tabu? Ai stat direct la Beaumont? Am plecat la Beaumont în 2008. Am plecat la Beaumont pentru că simțeam că nu mai e locul meu acolo. Cumva revista, după ce, nu din cauza plecării mele, ci după ce am plecat eu, s-a și închis la scurt timp. Cred că am mai rezistat vreo 2 ani. Cam toți așa ați plecat, că mai știu persoane a fost plecat așa într-un val. A fost o conjunctură. Revista a fost preluată de Realitatea Cațavencu la momentul respectiv. Conjunctura e foarte boemă, nu e nimic dramatic. Ne-am mutat din centrul Bucureștiului de la universitate. Eram în clădirea unde BCR-ul aveam o mansardă de vis acolo și ne-am mutat în Casa Presei Libere. Ne-a distrus psihic pe toți. Pe toți. Pe toți. Faptul că trebuia... Făceam 20 de minute de la intrare, de la intrarea în Casa Presei până la biroul nostru. A, Doamne! Prin subsol, prin tipografie mergea. Nu. Deci asta a contat, să știi, foarte mult acolo. Și cumva că am fost în regimentați în genul ăsta de trust în care trebuie să producem, trebuie să... Există o strategie. Cei drept într-o boemie, dar produceam foarte bine în... Cumva, uite, momentul ăsta în care eu am plecat dintr-o parte în alta, cred că coincide și cu momentul în care presa glosii a început să se schimbe un pic. A început să vireze către zona asta
mai productivă, mai mult. Și se și schimbau lucrurile, pentru că presupun că fix la perioada aia a fost și un val așa în care au apărut mai multe reviste, s-a dezvoltat, știi, printul a avut un boom. În anii ăia, țin minte că în 2007 a apărut și, cred că Harper's Bazaar, a apărut și Marie Claire, adică a fost un boom, într-adevăr. Exact. Iar trustul în care mergeam, Sanoma Hearst se numea pe, la vremea respectivă, era într-o... Mai mare. Într-un avânt. Esquire, da. Din da, nou erau da, din da, pe da, care da. Scotea, adică da. Au pompat multe titluri în piața din România și cumva era un lucru foarte bun, pentru că era nevoie, era cerere, mă rog, după aia urma criza. Da. Și de ce ai plecat de la BOMON? De ce am plecat de la BOMON? Am stat 8 ani. Cumva ceva. Eu mă laud că sunt foarte fidel locurilor în care activez, în care lucrez. Mm-hmm. Păi în ăștia 8 ani am fost editor-coordonator, 2 ani, am fost 4 ani redactor șef adjunct și 2 ani redactor șef. Uh-huh. Am plecat pentru că din nou se schimbă presa. Se pare că... Mă, ce simți? Mai e un boom? Mai vine, mai vine se cineva? Mai întâmplă ceva? Mai... Cine vine? Vogue? Cumva, toată povestea asta cu Bomondul și cu noul Bomond, că revista apare în continuare, n-a fost tocmai pe placul meu. Revistele care se micșorează, revistele care devin tot mai dependente de publicitate, revistele care supraviețuiesc dintr-o inerție, de fapt. Uh-huh. Nu supraviețuiesc pentru că există o strategie pentru ele, nu supraviețuiesc pentru că există un plan, că există un plan de PR, un plan de marketing coerent. Lucrurile se fac cât timp ies bani. Iar eventualitatea asta a unor bani care nu ies și a unei reviste care e amenințată să se închidă, cumva m-a speriat și m-a făcut să mă gândesc că nu vreau să mor cu ea cumva. Da, adică nu muream, în mâna ta, murea în mâinile mele cumva, dar nu din cauza mea și nici nu puteam să fac nimic ca să o salvez. Cumva era, nu depindea de dar mine. Dar de ce mor revistele? Cele care sunt ale noastre până la urmă, pentru că cele care sunt franciză nu mor. Răspunsul este foarte simplu. O revistă care este franciză beneficiază și de niște contracte semnate la nivel internațional. Nu știu în ce măsură se întâmplă asta neapărat în România, eu n-am lucrat la o revistă care să fie franciză. Dar nu vreau să cred că e suficient cât să se susține dar, din ale. Dar publicitarii sunt mult mai încântați de un titlu internațional decât de un titlu local. Se întâmplă. Este dreptul lor să aleagă, nu este... Nu îi învinovățesc de nimic. Acum sunt pus în situația clientului care trebuie să aleagă între niște reviste pentru niște activări, niște pagini de publicitate și așa mai departe și mă trezesc în fața acestei alegeri. Crezi că moare Bomond? Da. Din păcate, cred că moare. Cred că e timpul să moară. Prefer o revistă care moare direct, decât o revistă care se târie și moare abia așa, după aia și se târie numere duble. Și atunci de ce să cumpărăm print? Dă-mi un motiv pentru care aș cumpăra în continuare print. Revistă. Motivul meu. Motivul meu? Da, da. Motivul meu e o nostalgie cumva. Îmi cumpăr reviste din România câteva. Îmi cumpăr Harper's Bazaar pentru că am prieteni care lucrează acolo, pe care îi citesc. Eu le cumpăr pe toate. Tu le cumperi chiar pe toate? Eu le cumpăr pe toate că, mă rog, la fel, mă documentez în anumite lucruri, dar am un feeling că citesc aceeași revistă, știi? Ai un feeling că citești aceeași revistă. Problem. Până la un moment dat, în România, pe piața noastră de reviste, exista chestia asta. Nu, la nivel de imagine, unele se descurcau mai bine decât celelalte. Da, chestia asta s-a uniformizat acum. Un pictorial bun o să găsești în orice revistă. Rețeta a fost cumva descifrată. Și diferența nu mai face calitatea imaginilor dintr-o revistă. Și asta e o lovitură pentru unii, pentru că toate sunt cam acum la același nivel din punct de vedere al imaginii. Și unde te-ai dus? Deci ai plecat din print și te-ai dus? Am plecat din print și m-am dus în PR. Dar m-am dus într-un PR creativ. Așa? M-am dus într-un PR creativ. Am stat ceva timp să mă gândesc care e următorul pas pe care să-l fac, pentru că nu a fost o decizie calculată. Și PR-ul cum îl vezi? E drăguț că am văzut PR-ul dintr-o perspectivă până acum, din perspectiva de jurnalist. Da. Și acum îl văd din perspectiva omului de PR. Și ce îmi place foarte mult la perioada asta este din nou că învăț foarte multe, îmi plac foarte mult zonele astea în care acumulez
informații. Informații, uh-huh. Pentru că eu sunt acum director de creație la To Active PR și cumva învăț să fac niște lucruri pentru că apoi să pot să le schimb. Dar ca să le schimb, trebuie să le știu. Uh-huh. Și trebuie să le aprofundez și trebuie să fiu atent la o grămadă de detalii. Uh-huh. Și te duci în fiecare zi la birou. Da, și mă duc în fiecare zi la birou, ceea ce e fantastic. Îmi place foarte mult pentru că nu mai sunt singur. Aha. Nu mai lucrez singur. Pot uh-huh. oricând să provoc doi oameni din birou să mă ajute la un brainstorming sau uh-huh. să-mi dea o idee. Adevărul este că nici nu aș fi văzut să faci altceva, având în vedere că tu ești un om foarte creativ în spate și toată experiența asta acumulată, ce ai fi putut să faci? Să nu iei știu. O revistă de la zero? Nu, cred. Eu n-am vrut să mă mai întorc în zona asta de reviste. Iarăși, nu cred că... Pentru că, pe de-o parte, mi se pare că am spus ce aveam de spus. Uh-huh. Cumva, mi-am făcut vocea auzită. Uh-huh. Mi-am impus punctul de vedere. Mă bucur să văd acum în reviste lucruri pe care le-am început eu, idei pe care le-am început uh-huh. eu. Mă măgulește cumva ideea asta că am adus o contribuție toată piața asta, uh-huh. am mișcat lucrurile un pic, știi, le-am dat așa le-am împins un pic uh-huh. înainte, da, știi, le-am deblocat. Rămână, știi? Eu sper să rămână chestia. Sper ca oamenii să aibă mult mai mult curaj. Uh-huh. În momentul în care în care hotărăsc ce punem în revistele respective, uh-huh. ce oameni promovăm, uh-huh. ce oameni punem pe copertă, ce caută ei acolo, ce au ei de spus, sunt oameni curați sau uh-huh. nu sunt oameni curați, uh-huh. promovăm pe oricine sau nu promovăm uh-huh. pe oricine uh-huh. și ne asumăm că nu promovăm pe oricine sau uh-huh. ne facem că plouă. Apropo de asumare și de curaj, cât curaj are comunitatea LGBT din România? Comunitatea LGBT din România nu prea are curaj, din păcate. Nu are curaj, dar comunitatea nu poate fi învinovățită uh-huh. de nimic momentan, uh-huh. pentru că contextul social de la noi și istoric, uh-huh. trebuie să ne gândim că homosexualitatea a fost decriminalizată în 2001. E vorba în sine despre faptul că statul poate să ia niște decizii care să schimbe viețile unor oameni, care să dea un semnal pozitiv în societate. Decriminalizarea homosexualității a fost genul ăsta de decizie. Mm-hmm. Pentru că orice tânăr gay exact. Știa că ceea ce face el nu este o crimă. E foarte important să crești știind că nu comiți o crimă. Că iubirea asta nu e o crimă. N-are nicio legătură până la urmă. Dar era. Pentru era. Că până în 1997 s-au făcut arestări pe temele astea. Așa este. Ultima persoană arestată și care a făcut și pușcărie este o jucătoare de handbal. Da. Care a fost grațiată de Emil Constantinescu în 97. Ok, dar hai să vorbim un pic dinainte, mult dinainte. Mult. Homosexualitatea nu este ceva modern acum. Nu s-a trezit acum. Este vorba de Ave Caesar. Exact. Da? Unde acolo, cel puțin asta am văzut și asta am citit cu toții, erau claie peste grămadă. Nu se știa care, cum, cu cine, că-i femeie cu bărbat sau că-i doar bărbat cu bărbat, femeie cu femeie. E de când lumea. Da. Adică nu e nimic nou, nu este un subiect nou. Iar femeile, din totdeauna au existat curve. Da, da? Exact. Despre cam, asta e vorba. E cam nu, acest este, gen de exact, este narativ. Fix la obiect. Atunci, eu înțeleg că România nu e pregătită pentru așa ceva. Nu există așa ceva, nu e pregătită. Nu o să fim niciodată pregătiți. Corect. Cred că tinerii, cei mult mai tineri ca noi acum, da, adolescenții, cred că înțeleg mult mai bine despre ce e vorba și, eu sunt și o acceptă. Și eu sunt convins. În schimb, cealaltă parte, cei care vin din comunism, într-adevăr, poate n-au cum să înțeleagă lucrul ăsta și atunci de-aia îl critică. Și de-aia e ușor să te pună cineva la zid. E ușor să te pună ceva la zid. Ce-i drept? Noi acum trăim timpul în care oamenii politici, uh-huh. purtătorii de opinie da. Politică, oamenii noștri politici, vorbesc despre gay și lesbiene ca și când ar fi venit acum 2 ani uh-huh. cu trenul, uh-huh. nu știu de unde, de la Berlin, exact. De la Amsterdam. Și s-au găsit și au venit aici. Dar noi vorbim de niște oameni care au trăit aici tot timpul. Uh-huh. Desigur, se spune tot timpul că homosexualitatea nu este o tradiție românească.
Nu, păi, este o tradiție românească, pentru că oamenii ăștia gay care au trăit dar în nu e nici spațiul ăsta atâta nici... timp, nu au avut cum să spună că sunt gay, pentru că nu le-a permis. Adică în comunism nu era de joacă, nu era un subiect. Exact. Știu. Și mai este această poveste cum că ne-am ales, ne-am trezit într-o zi și am dar zis ce gata. Dar ce nație este homosexualitatea atunci, nu dacă știu. O să o luăm așa? Nu știu de unde. Adică de unde? Ceva vestic stricat, vestic clar. Stricat, ceva... Da. Deci n-avem. Și noi în România avem familii LGBT care cresc copii, avem familii care cresc copii care sunt în afara legii. Știi ce este pentru mine un paradox? Așa. Că un copil poate să trăiască într-o familie cu părinți alcoolici și agresivi. Exact. Și atunci de ce nu poate să trăiască într-o familie cu doi părinți de același sex? Doi părinți de același sex... care nu au nicio legătură cu alcoolismul și cu agresivitatea. O, da, nicio treabă. Pentru că în sine au legătură cu dragostea. Da, au legătură cu dragostea. În sine comparația, nu trebuie să recurgem la comparații de-astea abrupte. Da. Nu ar trebui să comparăm comunitatea LGBT cu, nu știu, alte grupuri. Ajungem să o comparăm tocmai ca să scoatem în evidență că această comunitate nu înseamnă că este de pe altă planetă, nu înseamnă că oamenii ăia sunt răi sau că fac ceva rău. Oh, da, ne mai întâlnit. Nu știu, hai să-mi serioși. Deci asta spun. Da. Ce acceptăm mai repede? Agresivitatea sau... Cred că acceptăm să nu vorbim despre lucruri. Foarte ușor. Păi și unde? Acceptăm să nu spunem, să nu ne intereseze, să nu întoarcem capul, să spunem că există probleme mai importante. Sunt taburi, sunt... Și când o să se spargă lucrul ăsta? Semnalul ar trebui să vină din partea statului român, care ar trebui să recunoască și deja a recunoscut multe drepturi ale persoanelor LGBT, trebuie să le impună și trebuie să meargă mai departe cu această recunoaștere, cu parteneriatele civile și ulterior cu căsătoria între persoane de același sex. Pentru că mesajul venit din partea statului este mult mai important și mult mai decisiv pentru o nație. Statul hotărăște să-și protejeze toți cetățenii. Statul este al tuturor, corect, deci e al nostru. Și el trebuie să ne asigure aceleași drepturi și aceeași protecție în fața legii. În momentul în care există o familie LGBT cu un copil, există familii formate din două lesbiene care au copii din altă căsătorie. Există familii cu doi tați care au copil dintr-o relație anterioară a tatălui, posibil. Există tot felul de cazuri. Există o familie monoparentală cu un părinte, cu o mamă transexuală. Da, da. Toți oamenii ăștia sunt nerecunoscuți. Familiile lor nu sunt recunoscute. Drepturile de vizitare a copilului, drepturile asupra copilului sunt doar ale unui singur părinte. Deci, da, este și cumva ceva... atunci, noi asta spunem, noi ne închipuim că acum, dacă legalizăm căsătoriile, o să apară o grămadă de familii gay. Ele există deja. Și nu cred că o să dea cineva, o să doboare ușile de la primărie. Da, și o să existe căsătoriile, da. Căsătoria este o instituție care se clatină. Bifează și ceva pentru noi, și pentru noi, comunitatea LGBT, avem aceeași idee, doar că e frustrant ca tu să poți să te căsătorești. Și eu nici măcar nu pot să mă parteneriez civil. Da, corect. Mie mi se pare frustrant și ca tu să te căsătorești și eu să mă parteneriez civil. Pentru că dacă se numește în alt fel și presupune altceva, nu e egal, nu există egalitate. Eu sunt un cetățean de mâna a doua pentru că nu am toate aceste drepturi și tu nu ești, de exemplu, tu. Da. Tu ești în poziția privilegiată, de tine trebuie să mă iau acum. Dacă ai avea un copil. Așa. Că e fată, că e băiat, până la urmă nici nu contează. Și vine și îți spune mai târziu că este gay, da? Așa. Ce faci? Îi spui să trăiască în România sau îi zici du-te afară că o să fie mai bine? Asta cu afară și mai bine, nu știu dacă se mai aplică. Asta e iar o tară a noastră, a copiilor născuți în comunism, care au crescut cu ideea asta că afară e mai bine, dar acum începe să nu mai fie la fel de aplicabil. Da, dar eu cred că e mai puțin frustrat. E mai puțin frustrant. Acum, teoretic, eu sunt de părere că ar trebui să facem ceva, să schimbăm lucrurile în locul în care sunt și să nu plecăm în altă parte, să luăm niște lucruri. Dar tu te-ai gândit să pleci la un moment dat? M-am gândit să plec și eu la un moment dat din cauza asta. Eu nu am avut parte de niciun soi de persecuție, în general.
Deci nu am această... Mi-am trăit tot timpul viața liber și asumat. Nu am dat socoteală. Nu mi s-a cerut socoteală, din fericire, niciodată. Și cumva de-aia sunt adeptul implicării. Da, dar tu ești un caz fericit, știi? Da, sunt un caz fericit și sunt un caz privilegiat. Exact. Pentru că am crescut într-o familie liberală, cu priviri deschise. Și ți-ai dat seama... Lucrez într-un mediu în care nu se pune problema discriminării. Vezi, despre asta e vorba. Și așa este. Pentru mine este ușor. Este ușor și tocmai pentru că este atât de ușor pentru mine, aleg și să fiu foarte vocal pe tema asta, pentru că nu mă costă nimic. Nu mă costă nimic să vorbesc și să spun, mai ales că am o audiență care se așteaptă de la mine să comunic aceste lucruri. O fac cu cea mai mare plăcere. Nu sunt purtător de cuvânt al nimănui. Corect. Nu pot să mă erigez într-un purtător de cuvânt al comunității. În sine, comunitatea LGBT... Trebuie să ne gândim la ea că e la fel de diversă ca România în sine, ca poporul român. Comunitatea nu are ceva atât de puternic încât să-i țină împreună, pentru că suntem toți la fel de diferiți. Corect. Cum suntem? Nu există suficiente motive de asociere. De-aia poate comunitatea LGBT nu este atât de unită și atât de... Cumva pentru puternică. Că atât de puternică pentru putere. Că noi suntem toți oameni diferiți. Ne certăm între noi, avem idei diferite, ne plac alte lucruri. Adică nu e o... Este atât de puternică. Și atunci când o să aibă România puterea de a accepta că există și această comunitate? Și când zic România, zic de la nivelul ăla de care îmi spui tu, da, de sus, că trebuie să accepte lucrul ăsta, câte generații ar trebui să mai treacă? Păi nu o să mai treacă nicio generație, pentru că noi acum deja de peste un an vorbim foarte mult despre lucrurile astea. Și asta mi se pare fantastic, mi se pare super important că noi putem să vorbim despre lucrurile astea. Aproape că acest referendum care ni se clatină deasupra capului este un beneficiu. Pentru că este momentul în care comunitatea își strânge rândurile. Tot timpul momentele astea de cumpănă în care... ni se pun la îndoială drepturile noastre și ni se spune direct că nu merităm ceva, ne înfurie și furia asta ne aduce cumva împreună și comunitatea gay și aliații comunității gay, pentru că o mare parte din oamenii ăștia care ne susțin nu sunt membri ai comunității gay, sunt prietenii noștri, sunt familiile noastre, așa, sunt colegii noștri de la muncă, sunt toți oamenii ăștia care își dau seama că e important. E important și îi influențează și pe ei. Că dacă tot vorbim de referendumul ăsta și de Coaliția pentru Familie, noi vorbim aici de un grup de oameni care neagă niște valori europene, care acuză Uniunea Europeană că se implică prea mult în viețile oamenilor, dar ei fac fix asta acum. Se implică în viețile noastre, se bagă în viețile noastre. Cumva încearcă să ne pună la colț. Da. Și asta e doar începutul, că asta este de să fapt problema. Să modeleze probabil cum ar trebui să Să ne fiți, modeleze cum ar trebui, să fim dintr-un punct de vedere creștin, poate. Dar nu se opresc aici și, de fapt, asaltul ăsta asupra valorilor liberale e mult mai grav. Ei au început, desigur, cu comunitatea gay, pentru că comunitatea gay este o țintă ușoară. Exact. Este ușor de demonizat. Leon Dănăilă din Partidul Național Liberal, un om care e foarte respectat, a spus că furăm copii. Iar după câteva zile și-a cerut scuze și a spus că nu vroiam de fapt să spun că homosexualii fură copii, ci doar că n-au voie să se căsătorească. Păi știi, sorry not sorry, da, aia nu e o scuză. Exact. Dai puțin, nu te scuza după ce ai dat cu Nicio, în nicio variantă. E ca și cu femeile, este același lucru. Femeile, nu am spus că femeile nu pot fi chirurgi, ci că nu pot fi chirurgi buni. Am auzit-o, dar e, și știi, pasta este... another slap in the face. Și cumva, oamenii ăștia se mândresc acum cu faptul că nu se opresc doar la schimbarea articolului din Constituție cu privire la căsătorie. Vor să îngreuneze accesul la avort al femeilor, vor tot felul de astfel de măsuri și deja au început să se manifeste și în alte zone. Cumva, eu cred că asta ar trebui să ne aducă și mai mult împreună. Și pe aliații noștri ar trebui să îi îngrijoreze și mai tare, cumva, toată povestea asta. Tu îți dorești un copil? Eu îmi doresc foarte mult un copil și cumva îmi petrec viața gândindu-mă că poate la un moment dat chiar o să-l am. Acum nu știu dacă chiar o să se întâmple povestea asta cu copilul la un moment dat. Nu l-aș vedea acum
azi, în jurul meu, da, prin casă, adică nu cred că aș putea să-l integrez în viața mea, nu sunt încă acolo, dar desigur mi-ar plăcea să existe posibilitatea asta deschisă, să știu că la un moment dat, da, stai seama că mi-aș dori să am o familie, mm-hmm, în sensul acesta heteronormativ. Da, da, da. La ce presupune, da, a fi ce familie. Presupune a fi o familie. Mm-hmm. Până la urmă, totuși, definiția familiei n-ar trebui să se rezume la asta. O familie poate să însemne foarte multe, absolut, lucruri. Și cred că o familie înseamnă și doi oameni care se iubesc și nu, mm-hmm, au copii. Sau aleg să nu procreeze, nu, mm-hmm, pot să procreeze. Mm-hmm. Corect. Vor sau nu vor să înfieze un copil. Cumva... Exact cum e și acum. Trebuie să faceți doi. Exact. Trebuie să faceți doi. Nu, nu trebuie să facem doi. Da, asta cumva societatea care are impresia că poate să dicteze femeilor în cazul ăsta ce pot sau nu pot să facă cu copilul lor, uh-huh, cu corpul lor, ce, până unde pot să reglementeze ceva ce e de, în sine o decizie e a acest, ta. Da, este acest trebuie atât de bine, da, știi, e un inception, uh-huh, atât de agresant încât te, știi, ajunge să te, să nu știi dacă până la urmă, băi, poate chiar trebuie. Exact, pentru că sunt oameni, care, sunt oameni care își pun mai mult sau mai puțin întrebări în legătură cu existența lor. Sunt, mm-hmm, mai mult sau mai puțin înclinați către introspecție și către descoperirea, mm-hmm, dorințelor lor, mm-hmm, veritabile. O familie, un copil, mm-hmm, cred că nu toți poate să-ți spună motivul pentru care au ales să trăiască cu cineva sau să facă un copil, în afară de pentru că e un pas firesc în viața lor și cumva, mm-hmm, într-adevăr, poate și-l doreau cu adevărat, dar sunt corect, cazuri în care... Care nu. Niște oameni ar fi mai fericiți separați, exact, decât împreună, în virtutea... Crezi că se vor alinia lucrurile astea la noi? Crezi că va exista, va veni vremea aia în care nu vom mai avea această problemă? Eu nu cred că mai există chestia asta cu la noi, atât de pregnant, pentru că trăim într-o lume care e deconectată și sunt subiecte care circulă la nivel internațional, subiecte de discuție, uh-huh, care ajung în felul ăsta și la noi. Lucrurile ar trebui să se întâmple mai repede, pentru că vorbim despre asta din nou. Și important, uh-huh, e că primul pas ăsta e să vorbim, să vorbim, să vedem ce se întâmplă. Uh-huh. Să facem pasul ăla din zona noastră de confort și să încercăm să rezolvăm o problemă care nu e neapărat a noastră în momentul ăla. Că nici eu nu pot să zic că am o existență nefericită din cauza Coaliției pentru Familie, pentru că nu am și nu mă interesează foarte mult ce fac ei. Dar sunt oameni care suferă, sunt oameni care aud aceste mesaje la televizor spuse de purtătorii lor de cuvânt și sunt oameni aia riscă să creadă că e ceva neregulă cu ei. Eu nu pot să stau liniștit. Oricum asta... Când asta se întâmplă. Asta e prima... chestii care îți vine în minte și de fapt, da, cred că tuturor le vine în minte, e ceva în neregulă. Ceva în neregulă. Nu trebuie, ăștia. Nu trebuie. Nimeni n-ar trebui să creadă că e ceva în neregulă, corect, cu el. Toți ar trebui să fim, să ne simțim la fel de capabili de a face lucruri și de a fel de susținuți de către sistemul și nostru. De acceptați. Și de acceptați. Până la urmă, despre asta și lăsați în pace, în principiu, că despre asta este vorba. Exact. Crezi că are cineva chef să se plimbe pe stradă, exact, la Pride în fiecare an? Sincer să fiu, eu nu am chef să mă plimb. Dar mă duc pentru că este momentul nostru de vizibilitate, uh-huh, maximă, cumva. Uh-huh. Și da, într-adevăr, ar trebui să fie o sărbătoare, dar nu e sărbătoare. Nu e sărbătoare de fapt acolo. Acolo sunt o grămadă de oameni triși și supărați, împreună cu prietenii lor care sunt și ei triși și supărați. Uh-huh. Pentru că vrem să se întâmple ceva. Uh-huh. Vrem să nu mai vorbim atât despre lucrurile astea, să ne vedem de treabă fiecare. Și să nu o mai luăm așa ca pe o chestie, exact, extraterestră. Este o normalitate. Sunt niște oameni care vor doar să se ducă la muncă, exact, să-și facă treaba, și să se distreze, uh-huh, și să nu fie nevoie să dea socoteală, să se gândească. Să nu fie afectat în sub nicio formă. Este greu. Adică chiar... Da, înțeleg. Uite și eu mă întreb. Mă întreb uneori dacă nu sunt îmbrăcat prea extravagant pentru un loc, pentru o chestie. Să știi că mi se întâmplă să mă întreb. Să mă îmbrac așa, mă duc cu Uber-ul sau mă duc cu metrou? Am chef să aud conversații în metrou despre cum sunt eu îmbrăcat? Oi! Sau nu? Ăsta este... Dar de ce? De unde vine chestia asta? De ce ne întrebăm? Chestia asta vine din dorința de a aparține totuși unei comunități, unui grup. Nu cred că cineva își doreste
să iasă atât de mult în evidență încât să fie comentat pe stradă în fiecare. Toți ne dorim oarecare anonimitate, o rutină zilnică în care sexualitatea noastră nu contează atât de mult încât să fie discutată la colțul străzii, de vecini, de știi, cumva devine așa o temă națională de discuție. Și cred că foarte mulți bărbați și femei din comunitate sunt acum un pic crispați de toată agitația asta în jurul comunității. Sunt crispați pentru că în familiile lor a ajuns să se vorbească despre asta și lor le e frică pentru că nu este un subiect de discuție în familie. Da. Dar, din nou, discuția e bună. Discuția e bună și importantă și ne duce mai departe. Unde interzice telefoanele? La masă. Și pe ce site intri dimineața? Intru pe Digi24 și mă la știri. Ce te face să dai unfollow? Ignoranța. Astăzi am dat unfollow unei tipe. Nu știu cine e. Nu o cunosc. Mai bine. Care a dat share acestui articol. Cum arată femeie nevestele celor mai bogați bărbați. Zbang. Și statusul ei era întreținutele. Și mi s-a părut de prost. M-am gândit să-i comentez pentru că mă simțeam într-o pasă certăreață și să-i zic, hai frate. Come on, get over come it. Come on. Tu n-ai vrea? Tu n-ai vrea. N-ai, e aiurea să ca femeie, mă rog, nu vreau eu să explic femeilor cum ar trebui să fie, că nu e locul meu, e un pic de mansplaining aici. Dar nu cred că o femeie ar trebui să încurajeze un articol care vorbește despre cum arată alte femei. Da, corect. Dacă titlul articolului era cine sunt nevestele celor mai bogați bărbați, n-aveam era altceva. I-am dat unfollow, nu i-am mai zis nimica. Ai un tic verbal? Să-mi spui tu după ce terminăm de vorbit. Ai vreo țăcăneală? Am multe țăcăneli. Zi-mi una. Merg pe același drumuri tot timpul. Serios? Îmi place... Am niște drumuri preferate. Ah, ok. Da. E o rutină. Da. Nu cred că e ceva... Nu e țăcăneală. Am multe țăcăneli, dar eu nu le mai percep drept țăcăneli, pentru că sunt ale mele, le fac zilnic. Tu ai impresia că... Da. Eu am impresia că sunt parte din... Din tine, așa, din... Din mine, în mare măsură. De asta cu drumurile pe de-o parte, pot să întind o cafea 6 ore, cred că. Pot să beau dintr-o cafea foarte mult timp. Odată am plecat cu cafea din Berlin, am dus într-o excursie de o zi în Polonia și m-am întors cu că... Serios? Ai plimbat o cafea eu am băut atât? Dintr-o cafea atâta o zi întreagă. Am fost foarte fericit. Cafea mai mare, adică merge treabă. Nu știu, nu mare, dar îmi place. E așa o chestie. Da, îmi place da? Mult. Îmi place mult și cafeaua și de-aia. De-aia. Asta e poate o țăcăneală. Ce ai face în fiecare zi dacă ai putea? Eu fac ce-mi place. Pum. Tot timpul. Deci cumva... Reușesc cumva, nu știu dacă acum ori fi niște lucruri pe care nu le fac și o să se întoarcă, de care nu-mi dau seama momentan, dar nu cred că sunt. Dar cred că îmi place să zic că e cea mai mare extravaganță a mea, că nu fac lucruri care nu-mi plac. Asta e mișto. Ce n-ar trebui să spună un bărbat despre el niciodată? Nimic. Ce mai facă ite? Nimic. N-ar trebui să spună ce nimic. Ce n-ar trebui să spună despre el niciodată un bărbat? Că e visul femeilor, nu știu. Nu știu. Cred că n-ar trebui să spună nimic naiba. Nu, chiar n-am o răspuns. Nici nu trebuie. Tu ce? Zi-mi tu ce crezi tu. Ce să nu spun? Da. Că e cel mai bun. Da? Dar asta nu e general? Adică nu ești pentru femei valabilă? Ba da. Bun. Dar femeile, uite, când vin femeile spun că n-ar trebui să spună despre ele că nu pot ceva. Asta e un răspuns interesant. Poate să fie o ipoteză a unei cercetări. Da. Dar eu, dacă aș fi bărbat, eu nu aș spune niciodată că eu sunt cel mai bun. Eu pot să fac asta. Se pare că bărbații spun că sunt cei mai buni? Da. În general, bărbații spun că el e cel mai bun pentru asta sau se pricepe la asta cel mai bine sau ceva. Și, în general, nu se întâmplă până la urmă să fie chiar așa. Nu. Nu știu, eu cred că mă pricep la foarte multe lucruri acum că ai zis asta cu priceputul. Și tot timpul am avut impresia asta că pot să fac foarte multe lucruri. Bine, atunci poți să spui... Dar eu nu spun că sunt cel mai bun. Spun doar că le pot face. Lasă să spună altul despre tine. Exact, știi? Asta că e, ești cel ideea. Mai bă, ești cel mai bun. Ai pus aerul la condiționat cel mai bine dintre toți. Ești cel mai bun. Ce mai greu este să accepți complimentul ăsta, cred că, într-un final. Mie mi-e foarte greu să-l accept. Ești cel mai bun. Mi se pare...
Too much. Well, da, n-aș vrea să fiu cel mai bun la nimic, că nu știu de unde te mai duci după aia. Adică începe altceva și ești cel mai bun și la celălalt lucru sau... Da, da, probabil. Uite, da. Vezi? Da. Cu succesul, tu ce părere ai despre succes? Care succes? Al cui succes? Tu ai succes? Da, cred că am succes. Cred că lumea crede că am succes. Glumeam astăzi spunând că important e să creadă lumea că am succes, nu să am eu succes. Asta e mișto, dar e bună asta. Nu știu dacă e o glumă, desigur. Da, într-adevăr, nu știu, succesul este în ochii celorlalți. Uh-huh. Cumva eu cred că am succes dacă am reușit să schimb ceva. Orice a schimba. Eu aș vrea să schimb multe lucruri. Și am schimbat o revistă, am schimbat felul în care ne uităm la o revistă, am spus lucruri pe care nu le-ar fi spus un redactor. Mi s-a spus. Deși nu știu de ce nu le-ar spune. Că poate să le spun orice. Pentru că, știi tu, da. De ce? Se întâmplă. Și cumva asta e provocarea cea mai mare. Să faci, să faci. Să schimbi. Să schimbi, să faci. E important, cred. Și să nu te gândești doar la tine. Eu cred că asta e. Și dacă mă întreb aia cu ce n-ar trebui să mă mai întrebi odată, o să-ți spun că n-ar trebui să se închipuie prea tare. Nimeni. Aha. Închipuirea e fie minimă, fie over the top complet. Că da. Dacă ești închipuit over the top, ești un personaj și e treaba ta și ești funny. Dacă ești așa, pam, pam. Mai bine nu. Mai bine nu. Mai bine nu. Ține de modestie, cred că. Tu vrei să schimbi ceva? Vreau să schimb prea multe lucruri. Nu știu dacă am timp să schimb câte lucruri vreau să schimb, că sunt convins că vreau să schimb lucruri pe care nici nu le știu încă. Dar o să ajung acolo și o să le schimb și pe alea. Clar, nu există... Să știi că și mie îmi place să schimb lucruri. Ce ai schimbat? Am schimbat direcția unor oameni să aleagă, să facă ceea ce le place. De foarte bine. Da. Schimb și mobila în casă foarte des. Nu o schimb, o rearanjez. E tot o schimbare. Îmi plac mult schimbările, din punctul ăsta de vedere. Îmi place să mă uit la cameră în alt fel decât m-am uitat până acum, sau la hainele mele, sau felul în care le combin. Sau lucrurile astea care se schimbă trebuie să fie neapărat... majore. Majore. Da, schimbările corect. Sunt frumoase și ne pigmentează viața și ne provoacă și ne scot din rutină. Și cred că e foarte important să ieșim din rutină și să provocăm schimbare, să fim noi agenții schimbării, în măsura în care putem, desigur. Să știi că eu sunt un aliat bun. Și mă pot că să ești. Strigi dacă vrei să schimbi. Sper să te văd la Pride pe 20 mai. Nu mă încurcă nimic. Sper că pe mulți să nu-i încurce. Da, și eu sper. N-au de ce. Sper să avem un Pride frumos anul ăsta. Da. Cu soare. Cu soare. Da. Îți mulțumesc că ai venit. Cu foarte mare plăcere. Îți mulțumesc că ai fost deschis și relaxat. Sper că am fost deschis și relaxat. Deschis am fost, relaxat, da. Ai fost. Mai vedem. Îmi povestești cum este filmulețul. Da. Îți mulțumesc că ai venit, Robert. Îți mulțumesc mult că m-ai chemat. Cu drag.